Pe strada Baciului, la numărul 24, a locuit până anul trecut un bărbat de 58 de ani. Pe 13 noiembrie, acesta a fost găsit mort, în stare de putrefacție, chiar de către copiii săi, după cum relatează Mariana Ivănuș, sora acestuia. Casa în care bărbatul s-a stins este și casa părintească a femeii, care acum s-a reîntors unde a copilărit după aproape 5 ani. Cât timp a stat mort fără să fie descoperit de nimeni? Spus de copilul decedat cel mai mic, mi-a spus că constatarea făcută de criminalist a fost de între o săptămână și jumătate, două. Priveliștea a îngrozit-o pe femeie, care spune că odată se mândrea cu casa în care a copilărit. Tabloul este sinistru și mai mult decât starea jalnică în care se găsește casa, pe Mariana Ivănuș o doare că nu știe în ce chinuri s-a stins fratele său. Aceasta spune că bărbatul suferea de afecțiuni psihice, dar nu avea alte boli care să-i fi pus viața în pericol. Ce vârstă avea fratele când a murit? 58. Pe 8 februarie 1955. Doamnă, ce vă doare mai mult? Felul în care a sfârșit fratele dumneavoastră? Asta e durerea sufletului meu. Până am să ajung lângă el, asta e durerea sufletului meu, pentru că nu pot să accept ideea că a decedat în felul ăsta. Lucrul pe care îl denunță sora celui care a locuit pe Baciului este că autoritățile nu și-au făcut datoria când acesta era în viață și că nu au intervenit astfel încât fratele său să stea într-un centru specializat sub supraveghere medicală. Căror organe v-ați adresat să încercați să-l ajutați pe fratele dumneavoastră? Deci instanță, poliție, demersuri făcute, deși nu s-au dus la bun sfârșit. A lucrat la ambulanță, ambulanțier ca lumea, deci tot, mecanică și tot. A făcut aximetrie, MMA-ul, cunoaște tot orașul, da? Era un om de calitate și a ajuns, datorită bolii psihiatrice, după 20 de ani de căsnicie, s-a îmbolnăvit datorită surmenajului și a ajuns unde a ajuns. Până când se va face lumină în acest caz, Maria Ivănuș are mult de muncă. Trebuie să readucă locuința în care a copilărit la lumină și dacă pentru fratele său nu a putut face nimic ca să îl salveze, se simte datoare față de memoria lui să meargă până la capăt, până când va afla cum și de ce bărbatul s-a stins.